Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Farming Simulator 17. Ei bine, dragi prieteni, până nu crește recolta, noi la fermă nu mai avem absolut nimic de făcut. Deci, acestea fiind spuse, haideți să accelerăm timpul și să încercăm să-i ajutăm pe vecinii noștri până când ne crește și nouă recolta. O să luăm pick-up-ul. Asta o să fie interesant. Nu l-am mai condus până acum. Trebuie să recunosc că e o mașină destul de rapidă. În ciuda faptului că pare a fi relativ vechiuță, este destul de fâșneață mașina asta. Și ce o să facem o să fie super simplu. În primul și în primul rând, cred că vom merge la vecinii noștri de aici. Ia să vedem ei ce ne pot oferi de muncă. Ok. Intrăm aici și să vedem. Noi, sincer, nu ne oferă foarte mulți bani, dar măcar este o activitate relativ simplistă. Bun. Păi, primul lucru, trebuie să conectăm greutatea asta. Perfect. Și al doilea lucru, care este destul de important, este să conectăm remorca. Chestia care nu ar trebui să dureze mult. Perfect. Păi, în cazul ăsta, haideți să dăm camera puțin mai din spate și să ne punem efectiv pe treabă. Opa, deja arunc cu fertilizator pe aici. Trebuie să fiu oarecum rapid, pentru că am impresia că există un bonus și pentru viteză. Nu știu exact cum funcționează, dar sper să reușesc să iau acel bonus. Și mă gândesc că o idee foarte bună ar fi să facem așa. Yep. Pare destul de eficient. Și o să dureze mult? Sincer, sper să nu. Oricum nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci bănuiesc că toată chestia asta a fost gândită să fie făcută oarecum repejor. Și sincer, cred că o să ne descurcăm binișor. Poate trebuie să învăț eu să controlez tractorașul ăsta ceva mai bine? S-ar putea. Dar într-un fel nu am mai făcut treaba asta, deci sincer nici măcar nu știu cum trebuie făcută exact. Eu îmi dau aici oarecum cu presupusul, pentru că sunt începător sau aproape începător. Oricum, în niciun caz nu sunt un jucător experimentat. Și hai să vedem acum cât de repede terminăm toată misiunea asta. În fine, mult spus misiune. Cât, să zic mai degrabă, cât de repede terminăm să-l ajutăm pe vecini. Cred că e un termen mai ok. Bun. Perfect. Wow. Chiar m-am descurcat binișor. Trebuie să recunosc că am făcut treaba asta foarte rapid. Bun. Acum, haideți să ne luăm mașina și să mergem mai departe. Mai avem aici niște vecini care ar putea să se bucure de ajutorul nostru. Eu așa cred. O să-mi parchez mașina oarecum aici, să nu stea în drum. Și acum, haideți să vedem ce putem face pentru vecinii ăștia. Chiar sunt curios. Hopa! Ok, asta o să fie interesant. Bun, avem un tractor destul de mișto. Deci bănuiesc că o să fie o treabă făcută relativ rapid și foarte bine, ținând cont de echipamentul omului. Hopa. Nu trebuia să fac chestia asta. Bun. Hai să ne pregătim, da? Păi, în primul rând, dăm camera mai în spate să vedem ce facem și o poziționăm cum? Ceva de genul ăsta. Înainte puțin tel și hai să desfășurăm tot utilajul ăsta. Și nu știu exact cât de mult o să dureze. Stați așa. Nu am desfășurat utilajul, ci am coborât puțin greutatea. Util și asta, dar acum trebuie să desfășurăm utilajul și să ne punem pe treabă. Nu de alta, dar avem ceva de lucru. Bun.
Păi avem un început destul de lent, din cauza că nu am știut eu exact ce trebuie să fac. Dar, deocamdată, ne descurcăm binișor pentru început. Trebuie să conduc și-o drept. Poate ar fi relativ important. Mă gândesc. Cred că ar fi destul de important. Și să vedem, va trebui să oprim aparatul și să întoarcem. Să vedem ceva de genul ăsta. Yep, cam așa. Hai că nu-i foarte greu. Sau în fine, cel puțin sper să nu fie foarte dificil. De data asta am ceva mai mult timp la dispoziție, deși sincer nu cred că e neapărat nevoie, adică mă descurc. Poate nu mă descurc extraordinar de bine, dar totuși o să ne încadrăm lejer în timp. Hai să vedem. Ok, întoarcem. Așa, ceva de genul acesta. Și ne vedem în continuare de treaba noastră. Conduc drept? Eu așa cred. Acum, poate nu sunt perfect drept. Dar, până la urmă, cine poate să conducă perfect, nu? Eu categoric nu, dar în schimb, trebuie să recunosc că angajații mei se descurcă excelent. Poate ar trebui să-i pun pe ei să facă treburile astea. Dar apoi nu aș mai câștiga eu banii. Bun. Întoarcem frumos. Oh, shit, nu. Nu vreau să părăsesc parcela. Adică m-am îndepărtat eu, dar poate nu m-am dus chiar atât de departe, nu? Nu știu ce să vă spun. Între timp, ne vedem de treaba noastră. Și sper eu, ca la sfârșitul acestei zi de muncă, să câștig câțiva bănuți care să mă ajute în perioada asta în care chiar nu o duc bine cu banii. Oricum, mai vreau să testez și diverse utilaje și așa am ocazia să fac treaba asta. Chestia destul de faină. Să fiu și plătit, că experimentez cu utilaje noi, ăsta e un vis devenit realitate, să zic așa. E, nu m-am încadrat foarte bine aici. Dar bănuiesc că nici nu trebuie. Asta cred eu. Acum rămâne de văzut. Orice ar fi, facem o treabă destul de bună. Ținând cont că nu sunt eu vreun expert, chiar mă descurc binișor. Bun, și văd că aici am mai ratat niște zone. Nu cred că o să mă afecteze neapărat foarte tare, dar e bine de știut că sunt acolo. Ok, ne întoarcem. Să vedem. Ceva de genul. Cam așa. Și din nou ne repoziționăm. Și ne vedem în continuare de treaba noastră. În caz în care ceva nu-i bine, o să ne întoarcem și o să corectăm. Important e că avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă avem greșeli de astea mai micute sau dacă am ratat câteva locuri, nu e un stres foarte mare. Observați, poate nu am condus în linii de astea super drepte. Deși, sincer, nici măcar nu cred că e neapărat nevoie, dar, hei, să trească să întorc. Sper să nu lovesc semnul ăsta de circulație și nu, nu l-am lovit. Și acum, hai să ne întoarcem pe parcelă, unde să ne vedem în continuare de treaba noastră. Bun, surprinzător, chiar mă descurc bine. Și sincer mă gândesc că nu o să mai strâng și eu bani. Opa, apropo de treaba asta, deja am terminat treaba. Binișor. Și cum vă spuneam, mă gândesc că atunci când o să mai strâng și eu niște bănuți, să mai îmi cumpăr chestii pentru fermă. Hai să mai vedem de parcele care ar putea să fie îngrijite de noi, să mai fie prin zonă. Nu prea neapărat, trebuie să mă deplasez puțin. Trebuie să mă duc acum la parcela cu numărul 16, dacă nu greșesc. Bun, pun harta micuță și hai să o luăm din loc. Nici nu știu.
Trebuie să virez aici. Da. Exact aici trebuie să virez. Și să mergem tot înainte. Aha. Ia uitați unde am ajuns. Perfect. Bun, și hai să acum să vedem cum putem să-l ajutăm pe om. Chiar sunt curios. Bun. Păi. Putem să câștigăm niște bănuți serioși. Păi nu e rău deloc. Hai să ne punem pe treabă. Greutatea prima. Și acum are morca. Să fie bine, oane. Zic că e bine. Păi, coborâm semănătoarea și o desfășurăm în același timp, pentru că observați, este destul de măricică. Bun, și acum haideți să o pornim. Păi, de acum încolo trebuie să ne punem pe treabă. S-ar putea să dureze destul de mult, dar sunt sigur că o să ne descurcăm excelent. Sunt foarte curios, oare ce plantează omul ăsta? Că nu spune exact ce semințe plantez. În fine, nu mă interesează neapărat. Eu vreau să-mi fac treaba și să câștig niște bănuți. Și treaba asta o să fie mai mult decât ok. Bun, cred că o să întorc așa. Yep. Chiar așa o să întorc. E destul de eficient. Și oricum nu ratăm cine știe ce. Plus de asta, dar cred că o să economisim timp. Chiar o să economisim mult timp. Și întotdeauna e util. Ia să vedem. Nu merg eu neapărat în linie dreaptă, dar tocmai de asta trebuie să fiu super atent. Întoarcem camera și ne întoarcem și noi. Bun. Și în continuare ne vedem de ale noastre. Bun. Mă, nu-i rău deloc. Chiar nu-i rău absolut deloc. Fac o treabă bunicică, câștig bănuți și într-un fel sau altul îmi finanțez și o fermă, care probabil ați observat nu a avut tocmai cel mai rapid start din lume. Adică lucrurile merg relativ greuți, cel puțin la început. Și evident până prind și o puțină experiență. Uităm din nou camera. Și acum hai să facem treaba asta. A, uitați. Chiar mă descurc binișor. Și cred că o să mă încadrez foarte bine în timp. Nu știu acum care o să fie bonusul, dar mă gândesc că o să fie destul de măricel, ținând cont de faptul că o să mă încadrez super bine în timp. Hai să vedem, nu? Tocmai de asta trebuie să fim hărnicuți. Facem treabă bună. Și să luăm bonusul. Trebuie să recunosc, chiar e o plăcere să lucrez cu echipament atât de modern cum lucrez la omul ăsta pe câmp. Foarte fain, îmi place super mult și sincer mi-aș dori și eu. Nu de alta, dar de ce nu m-aș putea și eu bucura de cea mai nouă tehnologie? Oare de ce? Dar hei, și tractoarele mele funcționează foarte bine, adică nu mă plâng sau ceva de genul ăsta. Chiar nu aș avea motiv să mă plâng. Ia să vedem cum întoarcem noi aici. Ceva de genul ăsta. Și hai acum să vedem. Nu știu, pare destul de complicat pe aici. Și cred că am subestimat cât de mare e de fapt zona asta. Poate puțin, nu foarte mult totuși. E bine, nu e panică. Suntem în continuare hărnicuți și cred că o să ne descurcăm excelent. Să
super interesant că se îngustează în partea asta altă. Și asta oarecum mă debusolează puțin. Puțin de tot, nu foarte tare. Dar, hei, o să fie ok. Chiar o să fie super ok. Și când terminăm ziua asta de muncă, o să vedeți că am strâns ceva bănuți. Bun, am oprit aparatul. Și acum ne întoarcem. Și ne repoziționăm. Și o să-l pornesc imediat înapoi. Așa. Bun. În continuare, cred că o să ne încadrăm super bine în timpul care ne-a fost acordat. Dar rămâne de văzut să vedem cât de bine. Mă gândesc oricum am făcut o treabă super decentă. Am mai ratat eu un loc și colo, dar per total super bine ce am făcut. Nici din nou camera. Mi-aș fi dorit să se întâmple chestia asta automat, mă jur. Deci mi-ar fi ușurat treaba super mult. Dar acum ce poți să faci? Nu foarte multe. Nu pot să mă plâng sau ceva de genul ăsta. Ok. Oprim din nou. Cred că o să întoarcem aici, peste linia de tren. Mișcăm din nou camera. Și pornim utilajul. Și zic eu că până acum am făcut o treabă foarte bună. Chiar să știți că sunt mulțumit de ce am făcut. Și aparent și omul care ne-a angajat e destul de mulțumit. Nu de alta, dar ne-a plătit chiar bine. Păi ok, dragi prieteni, chiar am câștigat destul de mulți bănuți. Chiar o să încep să-mi plătesc ratele la bancă. Dar până atunci, noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând cu un episod din seria noastră cu Farming Simulator 17. O zi excelentă vă doresc! La revedere!